spuneam și de dimineață, noi ca oameni în perioada aceasta sunt oscilăm foarte des. Astăzi suntem în flăcări, mâine suntem praf. Astăzi suntem în biruință și mâine cădem. Ne ridicăm din nou și tot așa. Viața de credință este viața de oscilație. În schimb, Biblia vorbește despre un om care merge din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Un om care astăzi este mai mult decât ieri. Întrebarea mea este, ce determină acest progres? Care este secretul acelui om care mâine va fi mai puternic, mai biruitor, va ieși în luptă decât astăzi? Eu cred că tocmai relația vis-a-vis de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu spune, veniți toți cei însetați, toți cei care v-ați descoperit o nevoie, veniți pentru că aveți acces gratuit la cuvântul lui Dumnezeu. Lucrurile care sunt gratis, noi nu le prețuim. Lucrurile care sunt moca, pe care nu plătești absolut nimic, noi nu le prețuim. Cuvântul lui Dumnezeu s-a plătit pentru el să ajungă în generația noastră. Dar fiecare dintre noi avem acces la el. Nu cheltuim nimic din energia și din banii noștri să ajungem în posesia lui. Țin minte, în biserica bunicilor de Valea Someșului, de Târgu Lăpuș, Poiana Blenchi, Comuna Poiana Blenchi, de unde-s bunicii mei. La începuturi am prins un bătrân care povestea și eu când eram mic, am ținut minte atunci, deja au început să fie Biblie, dar îmi povesteau cum aveau câte două zile fiecare membru din biserică Biblia. Și o memorau pentru că îi vinea rândul mă peste o lună să mai aibă acces la Biblie. Oamenii aceia aveau versete din Scriptură în minte, în inimă și în fapte. Dacă ne-am luat Biblia, dacă ne-am luat caietele de cântări, dacă ne-am luat monitoarele acestea, cu ce mai rămâne? Cuvântul lui Dumnezeu este în inima noastră, frații noștri. Cuvântul Dumnezeu rămâne în mințile noastre și în faptele noastre. Dumnezeu să ne ajute să prețuim acest cuvânt cât îl va avem. Va veni vremea în care nu vom mai avea acces la cuvântul Dumnezeu. Veniți toți cei însetați. Pentru că astăzi cuvântul lui Dumnezeu, aceste bucate sunt gratis. Aceste bucate sunt gustoase. Oferă hrană realmente. Noi, ca și tineri, poate, încercăm în toate domeniile vieții să ne găsim fericirea, satisfacția. Și nu o vom găsi. Vorbeam cu un verișor de-a soției mele, am venit aici, lucrează undeva în Madrid și am venit la biserică. Nu a vrut să vină nicicum. E de familie de bucliți, dar n-a mai venit de mult la biserică. Și am întrebat, hai la biserică. Lasă munca, te-o vazat șef, dar nu știu, era stoara. Lasă munca, încearcă să vii la biserică, fă un schimb, rezolvă cumva. A ajuns la concluzia, la 20 și ceva de ani, că banii lor duc fericirea. I-a zis, bravo, te felicit. Alții la 80 de ani nu realiza lucrul acesta. Banii nu aduc fericirea. Relațiile nu aduc fericirea. Satisfacția, plăcerea lumii nu aduce fericirea. Ceea ce aduce fericirea este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi ne raportăm corect la El, dacă nu rămâne decât o predică a unui frate, a unei sore, o conferință, o temă, avem un semn de carte, când mai răsfoim Biblia, fii atent. În Arganda atunci a fost o temă. Lăsați cuvântul lui Dumnezeu să ne schimbe inimile. Să nu lăsăm doar emoționați și efectiv să stăm înaintea cuvântului Dumnezeu să zicem, Doamne, transformă-ne. Vreau să spun un lucru, cuvântul Dumnezeu spune, pe baza care vreau să ne rugăm din toată inima, cu seriozitate și insistență înaintea lui Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Dumnezeu că ți-ai întâlnit. Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi. Căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de altul. Veniți la mine și veți trăi. O singură condiție. Pentru că eu, Dumnezeu, îți dispus acum, prin prorocul Isaia, pentru poporul căruia e proces valabil pentru noi, pocăiții zilor noastre, să închei un legământ veșnic prin care să întăresc îndurările mele față de David. Frații mei, noi putem să ne rugăm până mâine, până anul viitor. Dumnezeu nu va răspunde rugăciunilor noastre decât în momentul în care noi rămânem în legământ. Sau vrem să intrăm în legământ cu Dumnezeu. Legământul e cel care determină cerul să coboare și să intervină viețile noastre. Legământul care e scris în Cartea Sfântă, prin făgăduințele lui, zice Biblia, prin cunoașterea lui, a făgăduințelor lui, ne dăruiește tot ce privește viața și evlavia. Viața, tot ce privește viața aceasta pământească, și evlavia, tot ce privește viața spirituală. Legământul acesta, în momentul în care Moise era într-un impas și zice, Doamne, nu mai trimite, eu nu m-am mai luat făcut, m-a dus la faraon și nu mai pus în popovoară cu zevreilor. Eu nu privai jamar de mine, nu mă descurc.
trimite pe altul. Și ce a spus cuvântul lui Dumnezeu? Legământul meu este scris. Cu 400 de ani în urmă am prorocit lui Avram și am spus: eu voi fi acela care vă voi izbăvi cu mâna tare de acolo. Pentru că eu am promis. Eu Dumnezeu vă voi scoate. Eu vă voi duce. Eu vă voi călăuzi. Veți găsi foarte multe prenume personale. Eu Dumnezeu voi face. Dacă voi vă raportați la legământul lui Dumnezeu. Știu că în seara asta sunt oameni care au nevoie și probleme. Vreau să facem o rugăciune în sensul acesta. Știu că, ca și tineri, atât de greu este să fim constant, să fim credincioși cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să spun un singur lucru. Indiferent ce-am fi noi, ce-am face noi, dacă noi ne dorim legământul lui Dumnezeu, El rămâne credincios promisiunilor sale. Nicăieri în Biblie n-am găsit scris că Dumnezeu ne va izbăvi din toate necazurile noastre. Dar am găsit scris în Biblie, făgădința lui Dumnezeu, partea legământului Său. Și eu voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. El, Domnul Hristos, prin persoana Duhului Sfânt, după ce s-a înălțat la cer, s-a angajat în mod constant că trecem prin vale sau că trecem pe culme, va fi cu noi, cu fiecare dintre noi în parte. Chiar dacă va fi somnul prin valea umbrei morții. Eu nu mă tem de niciun rău. De ce? Pentru că Tu mă izbăvești? Pentru că Tu ești cu mine. Adevărata bucurie nu e că Dumnezeu ne izbăvește din toate. Adevărata bucurie îi că oriunde vom fi, dacă noi rămânem pocăiți și legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Să mergem înainte lui Dumnezeu să zicem: Doamne, vrem potrivit legământului Tău să izbăvești. Vrem potrivit cuvântului Tău să intervii. Vrem potrivit cuvântului Tău, legământului Tău, să ne schimbi atitudinea față de cuvânt. Și mesajul predicat, mesajul care se va predica, să dăinuiască în mințile noastre, în inimile noastre și în faptele noastre, până în ziua Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu cu adevărat va lucra. S-ar putea Dumnezeu să nu dea izbăvirea. Vreau să ne rugăm Dumnezeu, avem în minte acest exemplu, pe Iov. Diavolul i-a zis lui Dumnezeu în felul următor: Dumnezeul i-a o încredințare. Diavolul, să știi, care încredințări. Și încredințările acestea au de-a face cu viața ta și cu viața mea. Dumnezeul i-a sunt încredințat că robul tău, Iov, dacă te atingi de posesiunile lui, de ce are, te va blestema în față. Va fugi. Nu va mai rămâne credincios cuvântului tău. Asta e încredințarea mea de diavol. Și Dumnezeu a zis: te îngădui să faci ce vrei cu el. După aceea, o zis, am încredințare că ne-ai putut timp de trupul lui. Dacă tu copa de spital, dacă îi dai o bubă, te va blestema în față. Și o zis: Dumnezeu, încearcă, dacă sufletul lui nu te atingi. Prin toate acestea trecut Iov. Nu i-a murit un copil, i-a murit 10 într-o singură zi. Câți dintre noi am mai rămâne credincioși lui Dumnezeu? Și totuși Iov o înțeles că în oriunde ar fi, Sfântul Dumnezeu, Sfântul Israel este cu el și a făcut următoarea afirmație. Chiar dacă va fi să nu mă izbăvească Dumnezeu niciodată în viața aceasta pe pământ, eu știu un singur lucru. Că El, răscumpărătorul meu, este viu. Și într-o zi, la urmă, chiar dacă la urmă de tot, se va trezi și va fi binevoitor. Pentru că legământul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Frații mei, s-ar putea să ducem boala, încercarea, necazul, conflictul, până la finalul vieții. Dar dacă rămânem în legământul lui Dumnezeu, să trăim și să ne rugăm cu speranța că El, răscumpărătorul nostru, este viu. Și dacă nu va interveni acum la rugăciunea noastră, să rămânem credincioși Lui, că într-o zi ne va fi binevoitor. Nu-mi doresc nimic altceva decât pentru viața mea și a familiei mele, în ziua lui Hristos, Dumnezeu să fie binevoitor, să deschidă ușa cerului Său și să zică: vino, copile credincioase, la mine, pentru că ai făcut voia mea, pentru că ai rămas în legământul meu. Haideți cu toții să ne rugăm cu convingere, cu stăruință, cu dorință de Dumnezeu. Să zicem: Doamne, vrem să rămânem în legământul Tău. Vrem să ne schimbăm atitudinea față de cuvântul Tău. Să rămânem fidel ție, să îl transformăm în acțiune cu adevărat, să nu rămână doar o seară. Și Dumnezeu va onora rugăciunea făcută cu credință.